Temperaturile destul de ridicate din ultima perioadă nu i-a determinat pe mulți șoferi să amâne schimbarea anvelopelor cu cele de iarnă. Tocmai pentru că, potrivit codului rutier, purtarea anvelopelor de iarnă este obligatorie din momentul în care începe să ningă, indiferent de perioadă, cât timp este carosabilul acoperit de zăpadă. Da, având în vedere previziunile meteo privind posibilitatea schimbării vremii, respectiv apariția fenomenelor caracteristice sezonului rece, respectiv gheață, zăpadă, chiar posibilitatea de a ninge, recomandăm participanților la trafic ca în momentul în care pe partea carosabilă va fi depusă acest gheață, zăpadă sau polei, să folosească, acest lucru fiind obligatoriu, să folosească anvelopele de iarnă caracteristice sezonului rece. Aceste anvelope sunt inscripționate de către fabricant cu însemne specifice, respectiv pe acestea vor fi menționate literele MS, M.S., M și S sau M plus S. Totodată mai există o obligativitate în plus asupra conducătorilor de vehicule transport marfă mai mare de 3,5 tone și conducătorilor de auto vehicule mai mult de 9 locuri în afară de conducător auto, ca în cazul apariției acestor fenomene să monteze pe punțile tractoare sau roțile motrice echipamente speciale de antiderapante, respectiv lanțuri sau acele plase speciale. În cazul în care vor fi depistați în trafic, ne folosind aceste sisteme de siguranță, sancțiunea va fi de 9 puncte amendă, reține certificatul de matriculare până la remedierea acestor defecțiuni. Temperaturile se vor răci ușor în această săptămână în vestul, nordul și centrul țării, dar vremea rămâne totuși mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. De miercuri însă, vremea schimbă foaia și în ceea ce privește aspectul termic. Se răcorește în toată țara, dar mai ales în vest, centru și nord, unde temperaturile se apropie de normal. Va ploua în toate regiunile, iar în zona montană, în cursul nopții, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste condiții, mulți făgărășeni au preferat să meargă din timp la un serviciu auto să-și schimbe anvelopele. A început făgărășenii să vină să schimbe? Da, a început de luna trecută, începând din 20, dar fiind timpul mai bun, încă mai stau să circule cu cauciucurile de vară, că până timpul bun are rost să le astea. Cred că dacă se va schimba timpul, vor fi mai înghesuiți cu munca, da? Nu ne chiar omorăm așa deocamdată. Unele servisuri au venit și cu oferte atractive acum în prag de iarnă. Cam cât durează? Cam 20 de minute. Îl facem cel mai ieftin și ca reclamă, la 40 de lei, 4 roți, montat cauciucuri, echilibrat și montat la loc. Deci 40 de lei. Așadar, pentru a evita aglomerația din servisuri cu ocazia primei ninsori, recomandat ar fi să schimbați anvelopele din timp.